89. Spune-mi un lucru, tu ai fost unul dintre atacanții mari, fotbalist care a avut întotdeauna în sânge golul. Ce e cu Dugan, zici? Totuși, 19 goluri. Când l-ați luat de la CFR, dăduse jumătate de gol. Ați dat pe el 350.000 de euro, adică bandă, scuză-mă, la câte goluri și cum joacă Dugan, zici, bandă semințe. Ce e cu băiatul ăsta? Ce să fie? Este un jucător care s-a redescoperit, un băiat senzațional, un caracter care se pliază pe spiritul Rapidului și pe spiritul care există în vestiarul Rapidului. Este un jucător care ne-a ajutat foarte, foarte mult și care sperăm să ne ajute în continuare. Face parte din grupul creat de noi la Rapid și, v-am spus, rezultatele nu întrezesc să apară. Este un profesionist desăvârșit. Vine cu cel puțin o oră înainte de începerea antrenamentului în sala de forță și mai rămâne încă pe atât după fiecare antrenament. Aha. Deci vine cu o oră înainte. Cât mai are contract Daniel cu voi? Mai are contract. Păi da, cât mai are? Că bănesc că asta nu e un secret. Nu e un secret. Mai are o perioadă destul de lungă de timp. Trei ani? 2 ani de zile, da. A, deci mai are... Păi asta zic, păi ce, e secret cât mai are contract? Nu e secret. Nu, mai are 2 ani, nu? Contract cu voi, da? Da. Am înțeles. Aveți vreo ofertă pentru el în momentul de față? Discuții au fost atât pentru el cât și pentru alți jucători. Și vă dați seama, atât timp cât ai rezultate. Nu, eu te întreb de el, că când ai 19 goluri, știi cum e, toată lumea caută atacant. Aveți vreo discuție pentru el astăzi, la ora asta? Sunt discuții horia pentru el, dar nicio ofertă concretă. Ofertele concrete probabil vor veni spre finalul sezonului, când toate echipele... Știu, dar ținând cont că voi atacați titlul anul în al 100-lea an, cum s-a făcut socoteala, mai înțeles, ați da un jucător ca Dugan, zici, în momentul de față? Este un jucător foarte util de echipe, un jucător indispensabil și eu mi-aș dori să rămân în continuare la club. Deci... Apoi depinde foarte mult și de ofertă. Dacă va fi să fie o ofertă, depinde foarte mult oferta atât pentru club cât și pentru jucător. Uh-huh. Însă eu îmi doresc să rămână alături de noi. Adică eu îl văd pentru proiectul vostru, Dani, eu îl văd indispensabil pentru titlul anul, acum sincer. Păi, este un jucător indispensabil pentru noi, dar v-am spus, depinde foarte mult dacă, într-adevăr, va fi o ofertă de nerefuzat atât pentru club adică cât și pentru unii noi, vom discuta. Da, vin, vă pun, nu știu, 4-5 milioane, trebuie să vă gândiți, nu? La banii ăștia. Ne gândim, dar să ajungem